Reprezentanții ONG-urilor i-au cerut demisia. Ministrul de Justiție, Tudorel Toader, a anunțat că și-a delegat atribuțiile către un secretar de stat. Deocamdată nu se știu însă motivele acestei decizii. Gabriela Mihai vine cu mai multe precizări. Bun găsit, Gabi! Bun găsit! În urmă cu puțin timp, ministrul Justiției Tudorel Toader a luat decizia de a-și delega atribuțiile către secretarul de stat din cadrul Ministerului Justiției, Mariana Moț. Iată că această decizie a fost luată la scurt timp după ce ne reamintim că reprezentanții ONG-urilor care au stat de vorbă astăzi cu premierul Mihai Tudose au anunțat că una dintre solicitările sale ar fi demiterea lui Tudorel Toader. Pot să vă spun că Tudorel Toader va lipsi în perioada 27, 28 și 29 decembrie, așadar ulterior va reveni aici la minister și important de menționat este că această decizie a fost luată în contextul în care Tudorel Toader spunea că până la finalul anului va face anunțul legat de o posibilă revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși. Spunea că va face acest lucru până la finalul anului, mai sunt doar câteva zile, decizia ar fi fost luată și ea ar trebui acum doar să fie comunicată în mod public. Vom vedea dacă ministrul Justiției Tudorel Toader va face până la urmă un anunț, să nu uităm însă că vorbim despre un context tensionat în aceste momente, întrucât reprezentanții ONG-urilor sunt nemulțumiți de modul în care au decurs modificările care s-au făcut la legile justiției și nu numai. Iată așadar că Tudorel Toader a preferat ca după mini-vacanța de Crăciun să își delege atribuțiile și ne-a asigurat de faptul că nu este în concediu. Mulțumesc pentru aceste precizări, Gabriela. Organizațiile civice au fost cele care s-au opus